Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Astăzi seara vom vorbi despre karma, adică despre legea acțiunii și a reacțiunii. Vom vorbi despre modul în care karma pozitivă sau negativă influențează mintea și viața oamenilor. Vom începe cu familia, codul genetic, educația, factorii de mediu și vom merge până la sănătate, fericire în relații, succes în carieră. Tot astăzi seară vom vorbi despre tehnici de prelucrare și de transmutare a karmei, metode de protecție împotriva prelorilor karmice, cum ne putem îmbunătăți karma și, dacă putem, cum putem evita agravarea ei, cum putem ieși din ciclurile karmice cu ajutorul lui Dumnezeu. Vom discuta despre toate acestea astăzi seară alături de Ingrid Baciu și de Eugen Mârți. Bună seara și bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit! Iată un subiect pe care nu l-am mai abordat de mult, o să-l mai reluăm sigur că da. Foarte des pe buzele noastre cuvântul karmă, știm deja cam despre ce este vorba și totuși ar mai suporta câteva precizări acest subiect. Astă seară poate chiar le facem. Karma, această lege a acțiunii și a reacțiunii, știm foarte clar că tot ceea ce facem la un moment dat se repercutează în destinul nostru, la un moment dat ne reîntâlnim cu lucrurile respective într-o formă sau alta, de cele mai multe ori nu facem legătura cu ceea ce am produs chiar noi. Aș vrea în primul rând să vă rog, Ingrid, să ne spuneți câteva cuvinte despre ceea ce presupune legea karmei. Legea karmei presupune faptul că tu nu ai echilibrat ceva în existența ta ca spirit de când ai fost creat. Faptul că intri încă pe această lege a cauzei și a efectului, de fapt despre asta este vorba, ceea ce faci. Am fost atentă la ce ai spus. Lucrurile se întâmplă instantaneu. Un om acționează în materie, dar nu acționează numai în materie. Să nu uităm, materia este energie condensată. Acționează în marele plan matricial al energiei. Faptul că răspunsul la acțiunile lui, benefice sau nu, suportă o întârziere temporală, este o situație cauzată sau datorată faptului că există o defazare spațio-temporală între momentul acțiunii și momentul reacțiunii. În momentul în care un om a acționat asupra acestei spațio-temporalități, răspunsul este instantaneu, numai că până vine, e o defazare temporală. În astral, în eteric, în spiritul lui, amprenta, energia, semnătura energetică a ceea ce a făcut, răspunsul la ceea ce a făcut este instantaneu. Numai că până la materializare, până la materializare, da. De aceea oamenii, mai ales cei care au impresia doar. Au impresia că da, și de aia nici nu leagă lucrurile și așteaptă cumva răspunsul să vină în oglindă, da? Știm, au fost atâtea războaie de-a lungul secolelor pe planetă, nu înseamnă că cei care le-au declanșat se vor replica instantaneu în milioanele de oameni care au fost ucise, da? Și că ei vor deveni instantaneu milioanele de oameni care au murit din cauza celui care a generat și a întreținut un conflict aducător de, iată, moartea trupului fizic. Nu, moartea este de foarte multe feluri și suferința pe care karma se înscrie în legea suferinței în general. Nu vorbim despre karma în sensul neapărat al beneficului. De cele mai multe ori, din păcate, individul uman se înscrie în această lege a karmei pe o zonă de sancțiune pentru că a generat cândva suferință. Și știi că discutam în alte emisiuni, oamenii vin, majoritatea oamenilor se nasc pe ceea ce se numește karma de sancțiune. La capătul anumitor cicluri de viață, dacă și-au înțeles lecțiile, intră pe karma de recompensă. De aceea marile iubiri, împliniri, înțelegeri, înțelepciunea, toate acestea vin după o anumită vârstă. Vin ca un răspuns la ceea ce ai devenit tu prin înțelegerea lucrurilor. Dar acum și cu înțelegerea e o lungă discuție. Sunt oameni care devin atei peste noapte, poate nu au fost sau poate nu au recunoscut niciodată existența divinității, spunând, repetând, obsesiv, de ce mi s-a întâmplat cu tare lucru, eu sunt un om bun. Da? Ce înseamnă un om bun? Că nu ai săvârșit ce până la urmă? Conceptul de bun este foarte amplu. Cum ar trebui urgent să înțelegem această noțiune, de fapt, de karmă, care, de fapt, reprezintă ceva concret, care în energetic, nu este o noțiune abstractă această karmă. Da, este definită abstract karmă. De fapt, este o lege a bumerangului
ceea ce faci se răsfrânge asupra ta. Din păcate, exact cum spunea Ingrid, nu putem face legătura pentru că nu se întâmplă pe loc. Ai țipat la cineva, țipă cineva la tine, ai bătut pe cineva, ești bătut, ai mințit. Nu se întâmplă imediat, unor se întâmplă după perioade lungi de timp și atunci nu faci legătura. O putem înțelege mai bine, calma, și putem lucra cu ea dacă înțelegem în primul rând că această karmă nu este doar o lege oarecare, este legea cea mai importantă a Universului. De fapt, Universul în manifestare se bazează pe două legi mari. Legea atracției elective, pentru care legea gravitației este o particularizare, și legea karmei, care mai poate fi numită și legea acțiunii și a reacțiunii. Această lege a karmei nu se aplică doar la oameni, la ființele umane. Există în fizică chiar principiul acțiunii și reacțiunii. În electromagnetism este legea lui Lenz, în chimie legea gazelor, în biologie și în psihologie este feedback-ul și așa mai departe. Trebuie să facem o precizare. Această lege a karmei este atât de importantă încât prevalează chiar și asupra legii atracției și gravitației. Cu alte cuvinte, dacă la un moment dat legea karmei și legea gravitației au fost puse în contradicție, au intrat în conflict, cea care a prevalat a fost legea karmei. Au fost oameni, chiar copii mici, care au căzut de la blocuri cu mai multe etaje, de la etajele superioare și nu au puțin nimic. A fost chiar cineva care a căzut dintr-un avion și a scăpat cu viață. Deci, legea karmei este cea mai puternică și trebuie să înțelegem următorul lucru. Eu reprezint perspectiva yoghină, care este veche de mii de ani și se știe că din yoga au derivat și alte religii, inclusiv budismul. Nu e vorba aici în mod special despre reîncarnare, pentru că reîncarnare există multe tradiții, dar ideea este următoarea. Există o istorie a creierii Universului și când Universul a fost creat și Dumnezeu a creat și scânteile noastre de conștiință, picăturile noastre de conștiință din Marele Ocean Universal, de conștiință căruia noi spunem Dumnezeu, primul lucru pe care l-a creat a fost karma și iluzia. Iluzia este denumită Maya în yoga, iluzia cosmică. Și cele două sunt foarte strâns intercorelate, pentru că iluzia aceasta, într-o primă etapă, ne face pe noi să ne considerăm diferiți. Eu am senzația că sunt diferit de tine, că sunt diferit de Ingrid și așa mai departe. Și, de fapt, toți înțelepții realizați, toți maeștrii eliberați, toți sfinții iluminați spun că, de fapt, suntem una cu Dumnezeu. Deci asta este o iluzie că noi suntem separați. Odată ce apare separarea, acea picătură de conștiință, eul superior, sinele suprem, dacă vrei, trebuie să aibă șansa să învețe ceva în acest material didactic care este Universul. Cum învață? Prin legea karmei, care atașează acestui sine o karmă care nu este nimic altceva decât suma tuturor condiționărilor și determinărilor rezultante în urma acțiunilor și mai ales în urma liberului arbitru pe care ființa umană l-a pus. Bun, să vedem, pentru că timpul nu ne permite acum să mergem foarte mult pe o dezbatere atât de detaliată. Haideți să vedem concret, spre exemplu, faci o anumită faptă, apropo de aceste tehnici de transmutare a informației conținute în karmă, faci o anumită faptă, mă rog, pe care o regreți, care știi sigur că nu este foarte plăcută pe sus. Și știi că te așteaptă penalizarea. Și știi că te așteaptă penalizarea. Și încep deja să simți consecințele, dar îți pare rău, ai vrea oarecum să faci în așa fel să devină puțin mai lejeră pedeapsa. Ce puteți să ne spuneți despre aceste tehnici? Hai să dăm un exemplu, să înțeleagă oamenii despre karma. Dom'le, karma nu înseamnă că eu am țipat la tine, tu țipi la mine. Karma înseamnă că eu am țipat la tine și am lăsat o amprentă, un efect în sufletul tău. Eu nu plătesc pentru acțiunea mea, eu plătesc pentru efectul acțiunii mele. Mă pot întâlni cu situația în care nimeni nu țipă la mine, o tăcere deplină îmi provoacă aceeași rană și aceeași suferință, nu prin țipăt. Bun. Sunt și situații în care eu asta am vrut să spun, cineva chiar mie mi s-a întâmplat, cineva concret țip la cineva și după aceea instantaneu, aproape imediat, cineva țipă. Deci se întâmplă și așa. Identic genul de greșeală pe care o faci ți se întoarce. Dar sunt și situații, cum spune Ingrid, mai criptate, să spunem așa, în care nu ți se întâmplă identic ceea ce faci. Există
Cred că la asta te referi, nu cele care sunt puțin criptate și ești agresat. Nu neapărat, se răspunde, deci se răspunde conform efectului, nu conform acțiunii. Acțiunile sunt diverse, de ochii în miliardelor. Exact. Dar efectul pe care îl produci determină ceea ce pățești. Există două perspective asupra karmei. Una mai îngustă și mai umană, în care karma are după caz un caracter punitiv. În caz că ai greșit, ești pedepsit, sau un caracter remunerativ, adică ai făcut fapte bune, vei fi recompensat, și o perspectivă mai profundă, și anume aceea cognitivă. Practic, pe Dumnezeu, dacă vă gândiți că Dumnezeu are la dispoziție veșnicia, eternitatea, și noi la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, vom fi una cu El. Mai puțin contează micul rău sau micul bine pe care l-am făcut aici. Este mai important ca ființa care a făcut rău sau bine să înțeleagă bine consecințele acțiunilor sale. Deci, în final, e adevărat că cine a greșit va fi pedepsit. Asta se știe. Poate nu imediat, așa cum spunea Ingrid. Cel mai adesea latența este la interval de o viață. Nu, deci abia viața următoare. Răspunsul. Poate să fie instantaneu. Da. Există persoane foarte interesante numite structuri oglindă. Dacă faci rău unei astfel de persoane, foarte pure și curate, protejate de Dumnezeu, ți se întoarce imediat. Dar de multe ori noi suportăm karma generată în viețile anterioare. De exemplu, ca bărbat. Un bărbat s-a preamărit, a avut un ego foarte mare și atunci se va naște mic de înălțime. Asta este karma implacabilă. Toată viața va fi umilit de înălțimea mică pe care o va avea. Asta nu se poate schimba și clar că el și-a făcut această karmă într-o altă viață. Însă ce vreau să spun este că în final, dincolo de teama și frica de a nu fi pedepsiți, noi trebuie să înțelegem cum e bine să acționăm și anume cum e bine să acționăm în acord și în armonie cu legile divine. Și atunci, practic, suntem scutiți de karmă. De fapt, există două moduri de a arde karma sau de a anihila karma, bună sau rea. Și anume, pur și simplu, să o lăsăm să se consume ca atare. Adică am făcut rău, aștept să sufăr și nu fac nimic altceva. O variantă mai bună este să fac fapte bune și atunci compensez să ameliorez, exact, să-mi îmbunătățesc karma, și varianta ideală este să acționez după modelul divin, detașat. Adică să nu mai fiu atașat nici de binele, nici de răul pe care l-am acumulat, să consac cu toate acțiunile mele divinului, să las pe Dumnezeu să acționeze prin mine și atunci karma mea este arsă, practic este ștearsă prin puterea grației divine. Pentru că noi începem să acționăm după un model divin. Aici oamenii nu înțeleg conceptul de detașare. Îi spun cum, adică să nu mai simt, să nu mai iubesc, să nu mai bucur de mâncare, de relațiile pe care am. Ba da, dar nu într-un mod egotic. Deci să nu-ți mai dorești de mult tu, cu ego-ul tău înfumurat și orgolios, consecințele acțiunilor tale. Să acționezi detașat în numele lui Dumnezeu. Și atunci poți să acționezi plin de energie, poți să te bucuri foarte mult, dar nu ești atașat de consecințele acțiunilor tale. Acest fapt duce la diminuarea și chiar la anularea karmei, și când karma este anulată, ce se întâmplă? Dispare iluzia, maia, nemai existând karma, sinele cum este, etern și nepiritor și unit cu Dumnezeu. Și atunci, de fapt, starea cea mai înaltă pe care și-o doresc înțelepții nu este să aibă karmă bună și ceilalți să se ploconească în fața lor, vai câte fapte bune ai făcut, ci să nu mai aibă karmă deloc și atunci sinele să-și regăsească libertatea. Când sinele e liber, ce face? Este în extaz și una cu Dumnezeu. Doar că drumul până acolo poate să dureze și se trece prin mai multe etape. De fapt, ce aș vrea să mai spun aici? Karma intervine întotdeauna când nu există o explicație deterministă imediată. Gen, un om este sănătos mai tot timpul și predicțiile spun că el ar trebui să fie sănătos în continuare și brusc se îmbolnăvește. Adică, de fiecare dată când se întâmplă un lucru ilogic, irațional și greu de prevăzut, atunci este ceva karma. Exact. Ingrid, tu cum vezi problema aceasta a transferului care se poate produce, pentru că sunt și oameni care au făcut niște păcate și au creat o karmă și la un moment dat, prin fapte bune, înțelegând și filozofia greșelilor, reușesc totuși să mai amelioreze din această încărcătură. Ea funcționează precum o povară în spatele nostru, pe care chiar și dacă nu ești pedepsit, o simți. Simți așa ca o apăsare. Vreau să se înțeleg un lucru din observație directă și nu numai, vă spun un lucru, nimic nu se ameliorează, dar ți se dă putința să suporți, primești ajutor. E celebru cazul numit de către cei văzători cu Duhul care au spus foarte clar, Ioan Botezătorul a fost Ilie, Ilie a avut un soi de utopie, Sfântul Ilie în credința lui a ajuns chiar la punctul în care și-a omorât rudele de sânge în numele unei credințe. În viziunea lui, așa cum o vedea, trebuia să plătești cu viața dacă nu te supuneai fără cârcă.
pregătire cerințelor pe care el le credea venite fără putință de tăgadă de sus și probabil foarte clare, nu s-a îndoit nicio clipă. Și se spune că moartea Sfântului Ioan Botezătorul este o moarte, era o plată pe care cel care a animat trupul celui numit Sfântul Ilie, acel suflet, acel spirit, trebuia să o restituie cumva universului, trebuia să treacă prin ceea ce a generat. Numai că împăcarea, înțelegerea a făcut ca, pentru sufletele care au astfel de plăți, lucrurile stau în felul următor. Pentru cele care au evoluat, mare parte din sinele tău, din spiritul tău, din structuri care ar putea să resimtă durerea într-un mod aparent inacceptabil și traumatic, se detașează înainte de, atenție, ies din structuri sufletul. Sufletul care întreține structurile vii se detașează de corp când tu treci prin pedeapsă. Nu resimți, aici este marea milostenie, dacă vrei, divină. Tu poți să treci prin, nu știu, prin cum era înainte vreme, oamenii erau decapitați, erau spânzurați și să nu simți nimic din afara trupului, să privești ce se întâmplă cu trupul tău. Este un act de mare milostenie, dar nu înseamnă că tu nu vei trece prin aia. Trebuie să cunoști efectele atât cât îți este dat să le simți asupra structurilor tale. Un aspect foarte practic, Alina. Și în medicină există în principiu primum non noce, adică în primul rând ai grijă să nu fie mai rău. Da. Mulți oameni își pun problema să-și îmbunătățească karma și foarte bine fac, dar nu sunt atenți să nu și-o facă mai rea. Spuneam mai înainte că întotdeauna intervine karma atunci când se întâmplă lucruri neprevăzute și chiar lucruri care nouă ni se par nedrepte. De exemplu, un om bun suferă acțiunile vicioase ale unui om rău. Și tendința tendința proastă, tendința ignoranței este de a te răzbuna. De a spune, uite, eu nu meritam chestia asta. De unde știi tu că nu meritai? Știi tu ce ai făcut în trecutul îndepărtat? Știi cu ce karmă te-ai născut? Nu știi. Și atunci, din punctul acesta de vedere, vreau să atrag atenția foarte practic. Când cineva ne face un rău, evident, căutăm să ne ferim cât se poate, că doar nu suntem masochiști, nu căutăm suferința cu lumânarea. Dar totuși, dacă cineva ne face rău, asta este o mare oportunitate să ne îmbunătățim karma. Cum? Prin iertare. Pentru că, pur și simplu, în momentul acela, o parte din karma noastră negativă este ștearsă, este anulată. Greșeala care o fac oamenii este că se implică în acest ciclu karmic, așa se numește, ciclu karmic. A îi dă o palmă lui B, B îi dă un pumn lui A, A îl lovește pe B, B îl omoară pe A și așa mai departe. Și suferă amândoi consecințele karmice. Prin iertare, practic, acea karmă negativă se arde și nu se mai generează karmă nouă. Din păcate, oamenii, prin această răzbunare, prin lipsa de înțelegere profundă și de iertare, nu fac nimic altceva decât să agraveze aceste cicluri karmice și nu numai că nu reușesc să scape de karma negativă, dar unii astfel de oameni care sunt neinspirați și nu acționează înțelept, ajung să sfârșească viața cu o karmă chiar mai încărcată decât s-au născut. De aceea iertarea este foarte importantă și iertarea nu ca un act de slăbiciune. Mi-e frică să mă răzbun. Nu, pur și simplu nu vreau să mă răzbun. Aleg să nu mă răzbun. De ce? Din înțelepciune. Pentru că vreau să mă detașez de karma mea negativă și dacă am primit ceva, înseamnă că probabil am meritat. Dacă nu meritam, Dumnezeu n-ar fi lăsat să se întâmple asta, nu-i așa? Mai există o situație în care văzută este revolta. Deci în momentul în care este evident că ești pe o descărcare din aceasta în care speli niște păcate și tu te revolți. Bun, este evident că e o perioadă în care nu poți să câștigi orice ai face. Da. Nu poți, e clar. Dar tu ești bun, ești deștept, altădată câștigai enorm în aceeași situație. Și poate fi justificată, logic. Da, sau nu accepti pur și simplu o anumită... un anumit tip de relație cu cineva în care, să spunem, anumite persoane, poate să fie o persoană la serviciu, poate să fie în viața personală, îți face rău constant. Dar este un rău, cum spuneai mai devreme, care vine pe filieră karmică, adică este evident că nu există un motiv plauzibil. Este clar că e ceva ce ție îți scapă în viața asta și trebuie puțin acceptat ca atare. Și în momentul acela apare un soi de revoltă. Sunt foarte multe persoane care în fața revocărilor acestora karmice vin cu revoltă și mai rău fac. Nu știu cum am putea să explicăm, ați explicat, dar poate puțin mai concret, cum am putea identifica sau poate da, Ingrid, un exemplu, marcaje din acestea karmice în care pur și simplu situația trebuie luată ca atare. Bineînțeleasă, sigur că da. Marcaje karmice majore, totul este karmic.
tu ai rezonat cu existența ta fizică pentru că erai în karmă, erai în procesul karmic. Asta am fost. Întrebarea este care? Cum să reacționeze omul într-o asemenea situație? Da. În primul rând, omul ar trebui să înțeleagă următorul lucru. Tu te vezi pe tine, într-o relație, tu, partea ta, versiunea ta cea mai bună vis-a-vis de acel om. Consider că ai venit, că ai intrat într-o relație, cum ai spus, de parteneriat, de toate felurile, de afaceri, cu cele mai bune intenții. Atunci, în clipa aia, dar tu nu te vezi decât atunci, în temporalitatea aceea, poate că în acea conjunctură se află un suflet care de mult te așteaptă, cum spune limbajul laic, la cotitură. Te așteaptă de mult și să știi că... Știi ce este interesant? Sufletele față de care există datorii foarte mari vin în forma cea mai frumoasă, să nu-ți poți da seama. Să nu poți să-ți dai seama. Din potrivă, să spui, cum spuneam, poporul român, l-am prins pe Dumnezeu de un picior, am întâlnit un om minunat, extraordinar. Din toate punctele de vedere... La început. Din toate punctele de vedere, este de nerefuzat oferta destinului. Că altfel ai fugit dacă ai intuit câtuși de puțin că vine ceva. Bun. Cum bine ai spus, în momentul în care aparem prin logica imediată, așa numită rațională, aparținând minții de obicei superficială și nu cea profundă, când nu există o explicație pentru ceea ce urmează, la început e perfect, e de poveste. Și mai există o vorbă care trădează un posibil marcaj karmic. E prea frumos să fie adevărat. Pentru că omul are o percepție asupra sieși. Doamne, nu sunt eu perfecțiunea întruchipată să rezonez cu o astfel de persoană, situație, moment. Până la urmă, eu ce trebuie să înțeleg din faptul că în această relație, în acest început de relație, în această conjunctură, lucrurile nu trebuie să fac nimic, că se întâmplă, pur și simplu se întâmplă. Totul vine, parcă universul nu face cât să-mi servească, cum să spun, bogății de tot felul, sufletești, mentale, materiale. Eu merit acest lucru de la bun început, într-o situație bună de la început sau deloc bună de la început, omul să se întrebe nu de ce am meritat să fiu aici, nu asta este întrebarea. Dom'le, eu ce am de făcut, de ce am rezonat cu acest om dacă e o situație negativă? Eu cred despre mine, ideal este să privești din afară. Din afară, nu dinăuntru. Dinăuntru vei spune că ești minunat. Doar pentru că tu ți oferi ție lucruri care să-ți aducă împlinire, crezi tu, sufletească, materială și așa mai departe. Fiecare om crede, pentru că el duce acasă copilului, soțului, soției, cățelului, pisicii, că el e minunat. Dar tu ești minunat pentru familia ta, acum cea pe care o cunoști aici și acum. Tu nu-ți cunoști istoria de unde vii. Tu nu știi cine ești ca suflet, da? Și atunci să te întrebi, ok, aparent eu sunt un om, mă consider ok, mă consider ca aflându-mă în rezonanță cu legile vieții, caut să manifest doar aceste valori, respectul, bunătatea, armonia, echilibrul și totuși, iată, am rezonat cu ceva completamente opus mie, o persoană impulsivă, agresivă, o persoană care îmi face rău și atunci ne ducem în profunzimea spiritualității care explică anume faptul, și repet, am spus-o și în alte emisiuni, tu nu știi ce fac și ce se întâmplă în restul tuturor structurilor tale, poate ori de câte ori în viață nu ai reacționat la diversele situații și în diversele situații și diversilor oameni, poate acea încărcătură a furiei, a impulsivității, a nevoii de a răspunde s-a dus pe subconștient și acolo s-a constituit o adevărată armată agresoare. Atenție la umbra fiecăruia, simt acest lucru. Dacă le spune ceva telespectatorilor, tu nu știi ce face umbra ta. Tu poți să fii un om aparent minunat în viața de zi cu zi și, de fapt, profilul psihologic să fie de Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Tu, în aparență, atât cât ești conștient de tine, aproape că se poate spune despre tine că ești un sfânt pe pământ. Și ce să vezi? Vine un clarvăzător, un văzător cu Duhul și spune... Omule bun, te însoțește o umbră teribilă și e a ta și ți aparține. Când tu dormi, pleacă în lume și, nu știu, face diverse lucruri. Niciodată să nu vă calculați șansa de a fi fericit sau neșansa de a nu fi în funcție de reflexia din oglindă. E doar o parte din tine. Tu nu știi ce fac restul structurilor tale. Da, eu am mai avut discuția aceasta și în cadrul unei emisiuni în care vorbim despre participarea la slujbe, mersul la biserică, în care spuneai cum că omul vrea, într-adevăr, cu o parte a structurilor sale să el meargă, crede că vrea, el crede că vrea cu toată ființa și după aceea începe tot felul de opreli și ceva se revoltă în el, devine nervos, agitat, nu poate să participe la o slujbă. Sunt structuri care nu sunt deloc de acord cu decizia pe care ai luat-o. Ceva din el îi spune, poate cerebral vrea să meargă, dar totuși e și ceva emoțional nepregătit sau nu putem ști exact.
Și exact situația aceasta. Așa. Iartă-mă, te rog, sunt oameni care sunt au o, cum îi spune, o dominantă pe mental. Exact. Și mentalul lor este negativ. Tu ai o dominantă pe mental nerezolvat. Băgată sub preș, un om. Ce rezonează? Dominantele dintre indivizi. Nu rezonează trupurile. Niciodată nu atragem în viața noastră oameni după cum arată fizic. Niciodată, este doar o părere. Pentru că, de fapt, ce te atrage la fizic unui om este amprenta pe care corpul o poartă zi de zi pretutindeni, amprenta structurilor generatoare. Trupul fizic nu se autogenerează. El este generat și întreținut de ceva. Și cel care deține șefia corpului fizic, el pune amprenta pe ea. Între oameni generează programele lor, duhurile lor și dominantele lor energoinformaționale. În fața celorlalți, un om poate fi perfect într-o stare de autocontrol, de calm, indiferent ce îi se întâmplă, și el să fie un vulcan pe dinăuntru. Unde se duc toate aceste energii nemanageriate? Ce formează? Ce formează ele? Ce hrănesc? Ce structuri? Și dominanta, repet, nu este niciodată a corpului fizic. El doar răspunde. El este un vehicul care răspunde nevoilor și necesităților adevăratei realități, acea realitate compusă din structuri și sisteme, energii și informații care au făcut cu putință apariția acestui vehicul în lume. Ori acest vehicul răspunde tuturor stimulilor de ordin energetic, mentalul fiecărui om, sufletul și felul în care te îmbraci, vorbești, mergi, reacționezi, taci, nu taci, totul este o reacție a unor structuri atât de puțin cunoscute încă în acest secol, aproape oriunde pe planetă, în orice societate, oricât de pretins evoluată, economic sau spiritual. Când vom înțelege că noi suntem, de fapt, o expresie manifestă a ceea ce ne guvernează, nu ne guvernează intenția și voința de a fi în corpul fizic. Nu, ceva mai presus, că de-aia nu mori când vrei de obicei. Mori când vrei cu mari maestri, apropo, invocați și în lucrări, precum cea lui Bear Spalding, mari maestri care dețin controlul asupra acestor structuri, pot ieși și intra din trup ori de câte ori doresc, pleacă, vin și așa mai departe, aproape că fac turism astral. Da. Da. Și mari maestri nu se află doar în Tibet, sunt pretutindeni și aici printre noi, dar sunt oameni care umblă într-un soi de anonimat, pentru că înțeleg tezaurul în posesia căruia se află. Și știm bine, chiar Iisus Hristos nu încuraja câtuși de puțin să ieși în stradă și să, cum le spunea celora care se atingeau de el și care intrau în contact cu energia lui, se vindec, mergi și nu mai spune nimănui. E un tezaur. Da? Deci vreau să revenim la aspecte practice, dar plecând de la niște îndemnuri spirituale chiar din Biblie. Îndemnul acela, dacă cineva ți-a tras o palmă, întoarce și celălalt obraz, pare mai mult la prima vedere un fel de exersare a umilinței. Nu este doar asta, Alina. Este vorba exact de ce discutam la un moment dat, că poate acea palmă o meritam karmic. Și dacă întoarcem și celălalt obraz, atunci, practic, ne detașăm de tendința de a ne răzbuna, iertăm persoana respectivă și în felul acesta, în primul rând, nu ne agravăm karma, ba chiar o lăsăm să se ardă karma negativă atâta cât mai este. Dar e mai mult decât atât. Pentru că în altă parte se spune așa: și atenție că veți fi măsurați cu măsura cu care măsurați pe alții. Trebuie să ținem cont că noi nu suntem numai relație între noi. Avem și o relație cu divinitatea. Iar Dumnezeu poate oricând să ne ierte, să ne mântuiască, să ne izbăvească, să ne ardă karma, cum se spune mai tehnic. Ori dacă noi, de exemplu, suntem neiertători cu cei care ne-au greșit și putem să avem dreptate în sistemul nostru logic și rațional. Dom'le, omul mi-a greșit, trebuie să plătească. Ok, atunci și tu vei fi tratat la fel. Și atunci Dumnezeu, într-un mod asemănător, te va oglindi, pentru că Dumnezeu poate să facă asta, și va spune, ok, atunci și tu ai să-ți plătești toate păcatele. În momentul în care tu începi să ierți, atunci și Dumnezeu își modulează atitudinea față de tine, pentru că așa ni se spune, vei fi măsurat cu măsura cu care măsori pe alții. Și atunci va începe să-ți ierte păcate. Acum te întreb eu, cine poate să ierte mai mult, obiată ființă omenească sau divinitatea? Și atunci, de fapt, aici îmi place termenul de alchimizare, nu doar de ardere a carnei. De fapt, noi în lumea asta avem o mare șansă. Și anume, dacă noi începem să ne iertăm reciproc, deci nu doar eu pe tine, nu doar X pe Y, toată lumea să înceapă să ierte pe toată lumea, atunci noi, practic, foarte rapid, pe această planetă, chiar și în această perioadă, ne putem izbăvi. Cum? Tocmai iertându-ne între noi. Și acum ar fi momentul să vorbim și despre preluările karmice, pentru că, într-adevăr, este adevărat,
karma se poate prelua. Cine nu e de acord cu termenul ăsta poate să găsească o altă denumire, dar fenomenul este același, anume, când cineva care are o karmă mai bună și practic implicit o libertate mai mare de mișcare și un acces mai direct la fericire și la împlinire, vrea să ajute o persoană cu o karmă mai proastă, mai legată, mai condiționată și acea persoană nu dorește să fie ajutată, nici nu face efortul pentru a merita acest ajutor, dar totuși persoana cu karma mai bună se implică, atunci are loc o preluare de karma. Acest fenomen este bine cunoscut, mai ales în lumea vindecătorilor, unde, nu dau exemplu, dar cunosc o mulțime de persoane, chiar le-am cunoscut personal, care au avut un mare succes la început în a vindeca oameni, dar nu erau foarte detașați. Atunci au început să preia ei această karmă. După un timp au început să aibă ei problemele pe care le vindecau la alții. Și de aceea, aici, în această situație, când interacționezi cu oameni și mai ales când vrei să-i ajuți, mai ales când vrei să le schimbi karma și implicit destinul, atunci trebuie să ai o mare detașare și trebuie să lași pe Dumnezeu să acționeze prin tine. Și trebuie să spun că în yoga chiar există tehnici de ardere a karmei care sunt de două tipuri. Se spune că poate fi arsă karma individual la nivelul lui Ajna Chakra, pentru că aici, la nivelul celui de-al treilea ochi, există și voința superioară și înțelegerea superioară. Practic, aici ardem karma prin cunoaștere. Înțelegem unde am greșit și atunci Dumnezeu